FC Buzău vrea să repete parcursul bun din campionat și în Cupa României. Din 8 august, echipa e fără înfrângere în Liga 2. În optimile cupei, formația lui Cristi Pustai o va întâlni joi pe Dunărea Călăraș, echipă pregătită sezonul trecut de actualul tehnician al Buzăului. Ne dorim calificarea, e o competiție pe care am respectat-o. Să sperăm că și joi vom reuși să trecem mai departe, cu toate că această competiție ne-a arătat că există surprize la orice pas. Puste a rămas cu un gust amar după plecarea de la Călăraș. E un meci în care ne aducem aminte că am fost tratați cu foarte rău pentru că suntem undeva la masa credală, că sunt foarte supărat că se permite așa ceva în lumea sportului, dar asta e. Usta și-a luat gândul de la banii pe care i-are de încasat de la fosta echipă și are și o explicație. Sunt atâția în fața noastră care stau la, rând la alte echipe cu ani. Alin Cârstocea, unul dintre jucătorii care au venit de la Dunărea Călăraș împreună cu alți colegi, crede că actuala sa echipă poate merge cât mai departe în această competiție. Așa se și numește Cupa României, competiția surprizelor și cred că putem să facem o figură frumoasă.